În mini-vacanța de Sfânta Maria, polițiștii sunt la datorie și desfășoară activități pentru siguranța cetățenilor. În primele trei zile, polițiștii au constatat aproape 2300 de infracțiuni, au aplicat peste 22500 de sancțiuni contravenționale, au reținut peste 1500 de permise, dintre care aproape 200 pentru consum de alcool și peste 500 pentru viteză excesivă și au retras aproape 400 de certificate de înmatriculare auto la nivel național. În perioada 11-15 august, aproape 10.000 de polițiști desfășoară activități în teren pentru prevenirea faptelor antisociale, apărarea patrimoniului public și privat, dar și pentru creșterea siguranței rutiere și a transporturilor feroviare. Pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea producerii unor evenimente grave, polițiștii acționează pe drumurile publice, în zona lăcașurilor de cult, pe principalele artere din zonele turistice și pe traseele de acces către aceste zone. În urma activităților desfășurate, în perioada 11-13 august, au fost constatate 2286 de infracțiuni, dintre care 726 contra persoanei, 870 contra patrimoniului și 368 la regimul siguranței rutiere. În această perioadă au fost surprinși în flagrant 393 de autori de infracțiuni, față de 68 de persoane au fost luate măsuri preventive, iar 37 de persoane care erau urmărite au fost depistate de polițiști.